Vă salutăm în comunitate Vocea Creștinilor. Până în prezent am adunat 3/4 din banii destinați achiziționării de Biblii din proiectul Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet. Mai avem un mic pas, un sfert, trebuie să ajungem la achiziționare de 50.000 de Biblii. Deja am primit prima tranșă de 10.000 din cele 50.000 și lucrăm intens la distribuire în toată țara, cât și în afara țării, precum Republica Moldova, prin partenerii noștri. Primim zilnic telefoanele la pastori, misionari, evangheliști, ca să ajutăm cu Biblii în câmpul Evangheliei. Tu și cu mine suntem conlucrători la această lucrare minunată, iar Dumnezeu va răsplăti dătătorul voios. Omenirea are nevoie de Hristos și nu mai este mult până când vine, iar datoria mea și a ta este să răspândim cuvântul Lui. Fii și tu parte cu noi printr-o donație către website-ul voceacreștinilor.ro/donație sau pe caravanaevangheliei.ro/implică-te. Mulțumim pentru implicarea ta! Salutăm comunitatea Vocea Creștinilor și în această seară de luni. Ne bucurăm să-l avem din nou pe fratele Florin, alături de comunitatea Vocea Creștinilor. Frate Florin, spunem bine a venit și Domnul să te binecuvânteze. Bine v-am găsit, Ciprian, mulțumesc pentru calda voastră invitație, ca de fiecare dată sunt onorat să fiu împreună cu tine, cu echipa ta, dar mai ales cu cei care sunt de peste mări și țări, în postura de ascultători, de colaboratori. Văd că întotdeauna ei trimit mesaje, ceea ce ne onorează. Înseamnă că suntem o echipă cu toți. Cred că am trecut de eclipsa care a avut loc, eclipsa de soare, de 4 minute 28 de secunde, acum la orele 20. În România nu s-a văzut așa de bine, nu știu dacă e cineva și a văzut-o, dar am înțeles că undeva zona Mexic până în nordul Canadei s-a văzut eclipsa de soare. Puțin o să discutăm despre asta, dar foarte puțin. Sunt deja și conspirații în mediul online, în mediul internațional, dar nu la asta vrem să ne uităm, ci vrem să uităm la ceea ce spune Biblia. Vorbește și despre eclipsă în Biblie, dar totodată vrem să vedem și să ne discutăm despre vremurile de pe urmă. Care sunt metodele și momentele grele acestei generații a noastre prin care minciuna, defăimarea și multe alte lucruri groaznice se întâmplă și la care noi credincioși ar trebui în fiecare zi să ne sfințim. Așa că în această seară discutăm despre la ce să ne așteptăm în zilele de pe urmă. Frate Florin, în această seară vreau să te anunț pe tine cât și pe ascultătorii noștri, să dăm drumul și la înscriere pentru conferința Vocea Creștinilor de la București. Așa că în câteva momente, în timp ce fratele Florin va face introducerea în acest subiect, o să dăm drumul, o să trimit link-ul în care dumneavoastră în această seară și toți care ne urmăriți puteți să faceți acest lucru, să vă înscrieți la conferința de la București, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută și mă gândeam așa, primii 10 înscriși o să dăm cadou și chiar la sfârșitul emisiunii, să zic primii 10 persoane o să anunț numele lor și la conferință o să avem un mic cadou pentru dumneavoastră, așa că în câteva momente dăm drumul și așteptăm înscrierile voastre pentru conferința din 24-25 mai care va avea loc la București. Până nu înainte o să vă fac și să vă arăt cum arată posterul. Deci cât de aproape suntem, Biserica în pragul răpirii, conferința Vocea Creștinilor, București, 24-25 mai, respectiv vineri și sâmbătă, va avea loc în București. Așa că revenim înapoi, vom da drumul la înscriere și la sfârșit vom discuta mai multe despre această conferință. Așa că, frate Florin, hai te rog să intrăm în subiectul din această seară, pe care Dumnezeu să ne vorbească și, în primul rând, dorința noastră este să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem de Cuvântul Lui, să ne sfințim în fiecare zi și să înțelegem vremurile care ne așteaptă. Ciprian, tu ai pornit de la o întrebare. Ce ne așteaptă pe noi în perioada asta? Să știi că e o întrebare care macină pe mulți, de la savanți până la oamenii cei mai simpli ai societății noastre. Ne macină pentru că, indiferent de cât de mare sau mică ne e credința,
de cât de mult sau puțin suntem conectați în mediul evanghelic sau în cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate să nu te pună pe gânduri ceea ce se întâmplă acum, nu doar în societate, dar și în ceea ce privește schimbările climatice, războiul, forfota aceasta politică, crizele, de toate formele, culorile și, aș spune eu, nivelurile, de la crizele economice, financiare, militare, până la crize de factură spirituală. Și aici ar trebui să fim foarte atenți, pentru că să știi că toate sunt înmănunchiate. Și dacă ar fi să împart în două ceea ce se întâmplă în momentul acesta, aș împărți, pe de-o parte, într-o analiză a spiritualității pe care fiecare dintre noi se dovedește că suntem lacunari sau mai manifestăm în practică, și pe de altă parte la ceea ce se întâmplă în lumea fizică care ne înconjoară. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când va veni sfârșitul, dragostea celor mai mulți se va răci. Ar trebui să ne pune pe gânduri lucrul acesta, pentru că expresia, pe cât de simplă, pe cât de împământenită, pe cât de la îndemâna tuturor, pe atât de mult a devenit un clișeu. Și noi o folosim astăzi ca pe, să spunem, încă o vorbă în plus prin care încercăm să impresionăm pe alții. Ce înseamnă însă dragostea celor mai mulți se va răci în vremurile din urmă? Pe scurt doar. Înainte de toate, trebuie să înțelegem conceptul ăsta dragoste de aici. Pentru că vezi tu, în limba română, dragoste, cuvântul dragoste e folosit în atât de multe contexte, cu atât de multe variațiuni semantice, încât nici nu mai știi ce să crezi. E bine, limba grecească, limba Noului Testament a fost precisă. Dragoste, cuvântul de aici, agapi, înseamnă mai degrabă acel sacrificiu de sine. Dragostea manifestă, dragostea manifestată în sacrificarea sinelui pentru beneficiul sau bunăstarea celorlalți. Dragostea celor mai mulți se va răci este o expresie care ne arată că oamenii vor fi nu doar egoiști, ci pur și simplu, se vor descotorosi de cea mai importantă valoare și rod pe care, culmea, Dumnezeu l-a pus în noi. În mediul evanghelic și mai ales în mediul, aș spune, carismatic, penticostal, vă știți că se vorbește mult despre rodul și darul Duhului Sfânt. Ei bine, aflați că agapi este cel mai mare rod, îl găsiți în Galateni, capitolul 5, pe care Dumnezeu îl face în noi prin Duhul Sfânt. Când spunem că dragostea celor mai mulți se va răci, înseamnă înainte de toate că oamenii nu vor mai merge sub călăuzirea lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt, sub călăuzirea virtuților creștine, sub călăuzirea eticii și moralei, caracterul lui Dumnezeu. Oamenii pur și simplu se vor debarasa de crezul creștin. Și se întâmplă lucrul acesta. În fond și la urma urmei, de aici ni se trag și celelalte. În România, în perioada aceasta, și eu v-am anunțat, dacă vă aduceți aminte, sper să vă aduceți aminte, la tine am făcut un set de două emisiuni ca o perspectivă pentru anul 2024, dacă ți-aduce aminte, Ciprian, și tu m-ai întrebat în ianuarie ce să ne așteptăm, la ce să ne așteptăm în perioada aceasta. Și printre altele v-am spus că va fi o perioadă extrem de secetoasă, secetă mare, aridă, temperaturi extraordinare. Unii poate că au ridicat din sprâncene, era iarnă încă, se simțea atmosfera umedă și poate că n-au înțeles exact ceea ce doream să vă spun. Ei bine, uitați-vă astăzi. Record de temperatură. Deșertificarea României. Celebrele dune de nisip din sudul țării. Temperaturi care au speriat până chiar și pe cei mai optimiști savanți.
Temperatură record, fluctuații de temperatură extraordinar de mari, care aduc pe de o parte furtuni, instabilitate, uraganele acestea pe care le vedeați toate la televizor o să vină și spre România. Da, de ce am inclus această chestiune în ceea ce tu m-ai întrebat? Pentru că în Biblie ni se spune că atunci când poporul devenea neascultător, Dumnezeu a spus că va trimite peste el, printre altele, un fenomen meteorologic care va transforma pământul și îl va face arid. Aduceți-vă aminte de Israel. Pământul și cerul vor fi de aramă și de fier, pentru că tu ai păcătuit. S-ar putea să se întâmple și în zona aceasta tot din cauză că n-am fost la locul nostru. Oamenii cu pregătire ar putea imediat acum să contraatace și să spună: domnule, aici e vorba despre schimbări climatice și așa mai departe, nu despre păcatele oamenilor. Păi și dacă ne uităm în urmă, schimbările astea de unde au venit? Așa tamnesam. Și noi am contribuit la ele, prin lăcomia noastră, prin consumul excesiv, prin fel și fel de lucruri nepotrivite. Pe de altă parte, dacă spuneți că noi n-am contribuit, înseamnă că Dumnezeu le-a pus direct în dreptul nostru. Și tot acolo ajungem. La ce să ne așteptăm, Ciprian? Lumea, omenirea va fi din ce în ce mai rea. Din ce în ce mai egoistă, din ce în ce mai pusă pe harță. Oamenii vor ajunge să se sfâșie unii pe alții. Cu vorba și, de ce nu, cu fapta, din nefericire. Din cauza că dragostea celor mai mulți se va răci, tot cuvântul ne spune că se vor scula mulți proroci mincinoși. Am văzut și eu știrile acestea despre eclipsă. Eclipsa este cu adevărat folosită de multe ori de Dumnezeu, pentru că el, atunci când a făcut soarele și luna, scrie în Cartea Genezei că i-a pus acolo în ceruri ca să fie niște semnale, nu niște semne pe cer, niște semnale. Este cuvântul evreiesc de acolo. Diferența dintre semn și semnal este colosală. Semnalul este practic, gândiți-vă la o alarmă, la un sunet puternic. Semnul e poate doar o instrucțiune pusă pe o foaie de hârtie. Soarele și luna urmau să fie semnale pentru planul lui Dumnezeu, pentru momente în spațiu și timp, în istorie, în care el urma să intre în contact cu oamenii. Poate că și acesta este, nu știu. Cert e că s-a făcut foarte mult tam-tam de către oameni care, analizându-le modul de a vorbi și a argumenta, nu cred că sunt foarte bine fundamentați biblic. Frate, se hazardează însă să... Te rog. Doar o mică informație, suntem la un sfert din eclipsă, mă uit în direct pe un alt canal de la NASA. Cred că 30 de secunde suntem la jumătatea eclipsei deja. Și spun de ce, pentru că sunt oameni care spun multe și multe lucruri care sunt adevărate, cum că va fi 3 zile, noapte de întuneric. Deci asistăm la un eveniment în care unic... Hai că uite, îl punem la probă acum. Îl punem la probă și o să vedeți că... Haideți să vă spun altceva. Toate aceste informații, Ciprian, întuneric de 3 zile și așa mai departe, toate acestea sunt aruncate în social media ca să creeze panică. Panica aceasta creează expunere, pentru că oamenii devin curioși, vor repede să vadă ce s-a întâmplat. Și asta le creează vizualizări foarte multe acelor oameni care aruncă fel și fel de pastile. Rolul nostru este să aducem informație pertinentă, chiar dacă este înfricoșătoare. Dar să fie pertinentă respectiva informație, pentru că oamenii trebuie să fie informați. Trebuie să fim extrem de precauți cu ceea ce le punem pe masă. O eclipsă nu poate să genereze întuneric 3 zile. Și îți și explic de ce. Ceea ce voi vedeți acum că se întâmplă în zona respectivă, este practic, sau cum funcționează o eclipsă, ca să fie pe înțelesul tuturor. Satelitul natural al Pământului, numit Lună,
în orbita sa în jurul Pământului, va trece în momentul acesta și trece, iată, expunerea și vizibilitatea este în zona Mexicului, în zona Americii, va trece printre Pământ și Soare, astfel încât obturează lumina care vine de la Soare ca să mai ajungă în zona respectivă la Pământ. Pentru ca întunericul să rămână 3 zile, așa cum speculează mulți, va trebui ca Luna să nu mai aibă orbită. Sau Pământul să se oprească pe loc. Păi ar fi un cataclism. Dacă Luna se oprește, Pământul devine în anumite zone inundat. Se creează niște maree uriașe, enorme. Vă știți că Luna influențează mareele. Nu e chiar așa de simplu, pe cum cred unii oameni. Nu intrați în panică. Veți vedea că peste jumătate de oră eclipsa a trecut și nu o să mai fie întuneric 3 zile. Nu la asta se referă Biblia când vorbește despre profeții. Trebuie să fiți foarte atenți. De aceea nici n-am marșat. Eu nici n-am amintit despre năzdrăvăniile astea. Mulți m-au întrebat. Ieri, în timpul transmisiunii live, au venit câteva zeci de întrebări cu privire la potențiala venirea Domnului Iisus Hristos. Noi nu avem de unde să știm când și cum vine Domnul Iisus Hristos. Îmi pare rău că o spun, dar nu avem de unde să știm. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu, numai Tatăl știe lucrul acesta. Acum că încearcă unii să speculeze, e treaba lor. Eu zic că trebuie să fim precauți și să fim atenți la prorocii mincinoși care vor înșela pe mulți, Matei 24:11. Pentru că mulți vor cădea ascultându-i. Se vor vinde unii pe alții. Mulți vor merge după minciuni. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos ne-a și întrebat prin apostolii de alte date și apoi ne-a dat sfaturile acestea cu privire la credință. Credeți? Credem, Doamne. Atunci nu vă lăsați mințiți, pentru că este scris aici. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți și vor spune vrute și nevrute. Dar semnele nu în asta constau, Ciprian. Semnul colosal, știi cum e? Noi câteodată ne hazardăm să facem fel și fel de acțiuni de o anvergură sau alta, uitând că problemele sunt aici și acum acutizate într-o altă direcție. Știi, e ca și cum ne apucăm acum să poleim casa cu aur, dar n-avem uși și n-avem ferestre. Știi, da. Ne apucăm să construim biserica începând cu turla. Trebuie să punem fundația. Eu cred că avem alte probleme. Omenirea și creștinismul mai ales au alte probleme, nu eclipsele. Corect, așa este. Stimați ascultători, mergem mai departe. În această seară deja v-am anunțat, am dat drumul în schilă pentru conferința Vocea Creștinilor din București, din luna mai. Pentru toți aceia care puteți veni și care aveți disponibil, fie că veniți din străinătate, nu uitați. Noi vom fi acolo alături de fratele păstor Florin Antone, de fratele păstor Lazar Gol din Statele Unite. Ei doi vor fi principalii vorbitori și vorbim despre pregătirea bisericii pentru întâlnirea cu Mirele, cu Hristos. Frate Florin, tot în acest context, așa, câteva gânduri care le ai pentru noi pe acest subiect. Ne îndreptăm spre un an mai greu și fiecare an, cu fiecare an care îl trecem, este tot mai greu din punct de vedere și spiritual, este tot mai greu din punct de vedere și social, economic și așa mai departe. Noi nu ar trebui să avem frica de ceea ce vine peste noi, pentru că noi știm, Biblia spune, ne pregătește Biblia, Domnul Iisus ne pregătește pentru lucrul acesta. Noi ca și, sau nu, persoane care ne ascultă în aceste momente și poate că unii dintre ei nu sunt încă împăcați cu Dumnezeu, ce ar însemna pentru ei aceste momente în care vine Domnul, răpește biserica lui și unii dintre noi să nu fim pregătiți, unul luat, unul lăsat. Ciprian, este dramatic. Dacă
rămân oameni pe pământ este dramatic. Tot respectul pentru ceilalți teologi care au o opinie diferită decât a mea, tot respectul pentru domniile lor, nu sunt aici să îi necinstesc, dar eu nu sunt de acord cu afirmația că imediat după răpirea bisericii, cei care vor rămâne jos vor avea o a doua șansă. Nu este nici unde scris în Biblie lucrul acesta. Nu există nici o fărâmă de verset care să speculeze așa ceva. Faptul că noi facem anumite aluzii cu privire la cei pe care îi găsim în Apocalipsa venind din necazul cel mare, păi aceia sunt evrei. Așa cum dumneavoastră spuneți că sunt dintre neamuri, eu vă spun că sunt evrei. N-au cum să mai vină dintre neamuri, pentru că numărul neamurilor este de plin. Dar mă rog, am obligația să fiu respectuos și cu cei care consideră că este diferit. Mai degrabă, eu cred că cei care care marșează pe ideea asta, o fac emoțional, pur emoțional. Încearcă să-și creeze cumva roata de rezervă pe care o ai la mașină. În cazul în care mă prinde nepregătit, lasă că mă duc după aceea. Nu v-aș recomanda să gândiți așa, pentru că este scris în 2 Tesaloniceni că imediat după ce biserica va fi răpită, pe pământ, toți vor crede o minciună. Și spune care sunt toți. Și atunci când îți spune, veți vedea că îi exclude pe evrei care în momentul ăsta nu-L cred pe Domnul Iisus. Pentru că încă Dumnezeu are niște socoteli de încheiat cu ei. După răpirea bisericii, ei vor trebui să treacă prin cuptorul de foc al necazului cel mare pentru ca să-și încheie socotelile. N-au vrut să meargă cu biserica, cu, cum am spune noi, în confortul răpirii bisericii, vor trece prin necazul cel mare. Dar asta nu este despre neamuri. Neamurile, uitați-vă acolo, vor crede o minciună. Toți aceia, este scris, toți cei care, haideți să vă citesc, nu au găsit plăcere în dragostea lui Dumnezeu și și-au găsit plăcere în nelegiuire, toți aceștia vor fi osândiți. Din această pricină, versetul 11, 2 Tesaloniceni 2, Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și și-au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Nu mai ai a doua șansă, suflet drag. Fii pregătit acum. Păi dacă tu nu ești acum pregătit, când e harul lângă tine, când îl accesezi, când pui mâna pe darul fără plata lui Dumnezeu și tu nu ești pregătit acum, păi cum vei fi pregătit atunci? Pe ce te bazezi când spui mai am a doua șansă? Păi tu nu ești capabil să o pui pe prima în valoare. Cum să o mai pui pe a doua? Când o să fie o minciună, o să fie un haos total în lumea asta. Eu cred că ar trebui să fiți maturi și să fim maturi. Și să înțelegem că ne așteaptă vremuri foarte grele. Poate ar trebui să vă întrebați cât de pregătiți sunteți. Și ar trebui poate să fie o întrebare extrem de directă pe care să vă adresați fiecare dintre dumneavoastră. Cât de pregătiți sunt, Doamne? Pentru că dacă nu sunteți pregătiți acum, repet, când aveți totul la îndemână, Biblie din belșug, predică din belșug, biserici din belșug, părtășie din belșug. Cum credeți că veți veni la pocăință când totul va fi exact pe dos? Când anticristul va domina pământul? Nu uitați, 3 ani și jumătate, câtă vreme va fi aici pe pământ, va fi, aș zice, numai lapte și miere. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Primii 3 ani și jumătate va da tot ce voiesc oamenii. Daniel ne spune că printr-o pace falsă îi va prăpădi pe oameni. Pe cei mai mulți. Printr-o pace falsă. Adică oamenii vor avea încredere în el. Nu uitați, va avea la dispoziție toată tehnologia din lume. Păi voi vedeți cât de susceptibil sunteți acum căderii datorită TikTok-ului, datorită Facebook-ului. Voi nu vedeți că a ajuns astăzi populația să se hrănească din TikTok. Să ia învățătură
de la fel și fel de oameni care își prezintă și ei versiunile lor pe TikTok. Păi oamenii ăștia n-au fost capabili să termină o școală. Cum să fie ei capabili să spună adevărul? Nu vă mai mințiți singuri, prieteni. Acum, mă rog, rămâne la latitudinea fiecăruia ce vrea să facă cu viața lui și unde vrea să ajungă. Dar eu n-aș merge pe o astfel de variantă totalmente pierzătoare. Totalmente. Lasă că merge și așa. Fiți precauți, prieteni, fiți precauți. Sfatul meu, dacă vreți să-l luați, slavă Domnului. Dacă nu vreți să-l luați, mie nu-mi faceți niciun rău. Să știți că eu n-am nimic de pierdut. Nu vi-l ofer pe bani, să spuneți că sunt în pierdere. Vi-l dau cu mână largă. Dacă-l luați, fiți binecuvântați. Dacă nu vreți, fiți iarăși binecuvântați. Dar eu cred că după răpirea bisericii, cu excepția lui Israel, nu se va mai pocăi nimeni. Vor fi toți trimiși într-o minciună. Este scris în Biblie. Că dacă n-ar fi scris, ați avea cu ce să-mi spuneți că bat câmpii. Dar uite, e scris aici. Ne scrie Alexandru, ce părere aveți despre cumulul de evenimente de astăzi, eclipsa, lansarea unor rachete NASA la atmosferă și mai ales despre pornirea acceleratorului de particule de la CERN. Alexandru. Poate să fie interesant, frate Alexandru, poate să fie interesant să te gândești, uite, s-a întâmplat asta, dar să știi că se întâmplă des. Și voi nici măcar n-ați știut. NASA și alții lansează de multe ori rachete și nu spun. Pentru că unele sunt publice, altele nu sunt publice. Nu văd nimic ieșit din comun. A mai fost activat CERN-ul. Pentru cei care nu cunosc, acceleratorul de particule de la CERN este cel mai mare accelerator de particule și mulți au temut, au fost o sumedenie de conspirații, că acolo o să deschidă un portal și intră necuratul pe pământ pe acolo. Necuratul e pe pământ de mult. Nu trebuie să intre prin CERN. Că dacă n-ar fi pe aici, am fi niște sfinți. Încercați să nu vă mai păcăliți singuri, prieteni. Ce părere am este că acest cumul de evenimente reprezintă normalitatea. S-a întâmplat și ieri, s-a întâmplat și alaltăieri, se întâmplă des. A, uite, asta e o fotografie acum, da? E o fotografie, în curând, sigur. Da, în curând o să se vadă, în curând o să se vadă eclipsa totală și să vedem dacă începe perioada de 3 zile de întuneric. Deja, da, deja este la jumătate în Mexic. Mă uit cu un ochi și la NASA, ceea ce NASA transmite în direct din Mexic. E aproape de jumătate acoperită. Da. Ciprian, dacă aș putea face un apel pentru prietenii noștri, acolo unde sunt, este să fie foarte atenți de unde și-au sursele de informare. Pentru că, repet, sunt mulți oameni care produc content, produc material, fel și fel de documentare, fel și fel de conspirații, pentru că astea vor aduce multe vizualizări, vizualizările aduc bani. Ei din asta trăiesc și atunci îi, mă rog, îi impresionează, precum ți-aduce aminte, Elima, Simon Vrăjitorul, vrăjea poporul. Nu așa vine Domnul Iisus, prieteni. Nici nu vom ști noi când va veni. Biblia ne și dă niște coordonate precise ce se va întâmpla atunci. Când va fi răpirea bisericii, toți vom auzi glasul unui arhanghel. Ar fi impropriu să se întâmple acum, pentru că Domnul Iisus ne-a zis că nimeni nu știe, nici clipa, nici ceasul, nici ziua. N-avem de unde să știm. Eclipse au mai fost și încă câte nu au mai fost. Mai ales că nu e o, asta e prin America. Pe la noi pe aici, uite, e lumină, n-avem nicio, n-avem nicio treabă cu ei. În Londra, la noi deja e întuneric, bazat pe Fapte 2:19. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Iar că avem un context în care spune că soarele se va preface în întuneric. Sunt unii care mizează pe faptul acesta că orice eclipsă de soare poate fi venirea Domnului.
Ciprian, trebuie să fim foarte atenți. Și permitem să-ți explic un lucru pentru care eu cred că toți trebuie să luăm aminte, la care trebuie să luăm toți aminte și mai ales să nu mai marșăm pe idei care ar putea suna bine, dar care ne inducă o stare... Scoase din context. Scoase din context. Haideți să le analizăm. Înainte de toate, citatul pe care tu l-ai cules de acolo este originat în cartea lui Ioel. Ioel vorbește despre lucrul acesta și descrie, ai văzut ce scrie acolo? Ziua Domnului. Ziua Domnului este diferită de venirea Domnului. Ziua Domnului este un concept care în cultura evreiască reprezintă momentul în care Dumnezeu va veni și va face judecată pe acest pământ. Se numește ziua în mai multe feluri. Ziua Domnului, zi de întuneric, ziua răzbunării, ziua urgiei. Mă rog, sunt mai multe terminologii folosite de Biblie cu exact aceeași țintă. Vreau însă să discut despre o componentă tehnică. Uite, sunt de aproape 3.000 de oameni care sunt în momentul acesta la conectați. Eu vreau ca cei 3.000 de oameni care sunt aici să înțeleagă ce le spun acum și data viitoare când cineva va încerca să le mai pună înainte chestiunea aceasta, să aibă ei o modalitate să contracareze falsul. Și anume, ai văzut că în textul pe care tu l-ai citat, Ciprian, ți se spune că în ziua aceea soarele se va face ca un sac de păr și luna se va însângera, va fi lună roșie. Corect ce am spus? Bun. Cele două componente, întunecarea soarelui și luna sângerie, ambele componente sunt dictate de eclipse. Luna sângerie este o eclipsă de lună, sacul de păr în ceea ce privește soarele înseamnă o eclipsă de soare. Ele nu pot să fie concomitente, prieteni. Nu despre eclipse este vorba aici. Și știți de ce? Haideți să vă închipuiți următorul lucru, pentru că n-am o planșă să vă arăt. Vă rog să vă închipuiți următorul lucru. Aici este soarele, aici este luna și pământul este undeva în mijloc. Pentru ca să fie eclipsă de soare, luna trebuie să fie pusă în fața pământului, să fie între pământ și soare. Și atunci e eclipsă de soare. Pentru ca să fie eclipsă de lună, luna trebuie să fie în cealaltă parte a pământului. Practic, la mijloc trebuie să fie pământ. Când ai așadar eclipsă de lună, lună sângerie, pământul e la mijloc. Când ai eclipsă de soare ca să fie soarele ca un sac de păr, atunci luna trebuie să fie la mijloc. Nu despre eclipsă e vorba acolo. Așa că eu îi felicit pe cei care au creativitatea mare și încearcă să inducă fel și fel de erori, dar astronomic este imposibil. E ca și cum tu ești și la Londra și la Paris în același timp, fizic, nu se poate. Cel mai degrabă, când vorbim despre soarele ca un sac de păr și luna să fie sângerie, noi vorbim despre ceva care se va întâmpla pe pământ, astfel încât să obtureze lumina solară, să obtureze lumina lunii. Singurul lucru care poate să facă lucrul acesta este fumul foarte dens sau praf foarte mult. Ca să creezi fum foarte dens, astfel încât să fie întuneric pe tot pământul și lună sângerie pe tot pământul, trebuie să încarci în atmosferă, la altitudine foarte mare, fie suficient de mult fum, fie suficient de mult praf. Asta nu se poate produce decât printr-un singur mijloc. Printr-o detonare nucleară sau prin căderea unui corp ceresc, a un asteroid, mă rog, un corp ceresc de mari dimensiuni să lovească Pământul astfel încât Pământul în întregimea lui să fie înconjurat în acest fum sau praf.
nu este vorba de eclipsă. Ioel nu vorbea de o eclipsă, prieteni. În ziua în care Pământul va vedea soarele ca un sac de păr, adică eclipsă de soare, și în același timp luna sângerie, ele trebuie să fie generate de un eveniment, de un cataclism care se va întâmpla, nu de un element astronomic. Un alt argument. Pentru ca să ai lună sângerie, luna trebuie să treacă prin ceea ce noi numim penumbra Pământului. Zona de penumbră a Pământului. Adică, cu alte cuvinte, trebuie să fie un unghi diferit, oarecum, de la Pământ, între Pământ și Soare și Lună. Ceea ce face improbabilă o eclipsă aici. Luna trebuie să fie exact diametral opus decât locul unde ar trebui să fie în mod normal pentru o eclipsă de soare sau de lună, și apoi trebuie să fie și în penumbră și nu în zona de umbră, ca să poată să producă fenomenul de lună sângerie și nu de eclipsă totală, pur și simplu, în care ea să nu se vadă. Luna sângerie, repet, trebuie să treacă prin zona de penumbră a Pământului, astfel încât atmosfera să poată să emită mai multă lumină, mai multă radiație de infraroșu, practic, prin... Mă rog, sunt niște calcule care se fac ca să nu mai intrăm în amănunte. E imposibil să fie eclipsă. Și cu asta basta. Bun, suntem trecut de jumătate a eclipsei și cred că în câteva minute va fi o eclipsă totală. Nu până atunci o să citesc încă câteva întrebări. Nu uitați, dacă sunteți pentru prima oară pe canalul Vocea Creștinilor, să vă abonați și să apăsați clopoțelul, că doar așa puteți să puneți întrebări în următoarea emisiune. Ne scrie Nelu, o întrebare, vă rog, se zvonește că Pământul este plat. Este? Oare de ce teoria asta încă circulă? Pământul este plat. Am auzit-o la multă lume. Teoria asta circulă pentru că trăim într-o perioadă în care omul este însetat după senzațional. Însetat după fascinantul necunoscut care să devină cunoscut. Este însetat după conspirație. Teoria aceasta este abiblică, pentru că atunci când vorbim despre descrierea Pământului în cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea că el este descris printr-un concept evresc care se traduce rotocol, gem. Pământul, prin definiție, nu e o sferă. Având în vedere fluiditatea sau factorul de fluiditate al Pământului, al materiei din centrul Pământului și de sub scoarța terestră, lavă, în termeni generali, datorită fluidității, așadar, rotația în jurul axei sale a Pământului, datorită forțelor centrifuge și centripete, Pământul se bombează puțin la ecuator. Este mai degrabă ca o minge turtită, e ovalizat. Nu e o sferă perfectă. Dar sub nicio formă nu este plat. N-ai cum să justifici lucrul acesta. Asta este o părere a unor oameni. Foarte interesantă această imagine, da? Am încercat să transmitem, să capturăm doar pentru câteva momente. Este din Mexic, da? Din Mexic, da, sigur. Da, revenind la ceea ce povesteam, este imposibil și este nebiblic. Dumnezeu, când a făcut Pământul, ne spune că pe rotocolul lui izbucneau încântări de bucurie îngerii săi, fiii lui Dumnezeu, când Dumnezeu a creat totul. Unde izbucneau? Pe rotocolul Pământului. Acolo e folosit cuvântul ebraic care se traduce așa, v-am spus, un gem mai degrabă, ca o... Da. Nu poate să fie plat. E o părere, nu e o teorie. Teoriile sunt postulate științific. Teoriile au argumente științifice. Teoriile au probă. Nu au doar așa o idee care zboară prin mintea unora. Trebuie să ai probe.
Pământul nu poate fi plat. Și cei care cred în pământul plat să-mi spună să-mi spună de ce mai văd anotimpurile. De ce totul se schimbă. Să știi că dacă pământul era plat, n-aveam cataclismele pe care le avem acum, climatice. Fenomenul El Niño nu mai avea loc, apropo. România nu mai era lovită de toate aceste uragane și așa mai departe. Dar uite ce imagine frumoasă. Apropo, uite, pentru că imaginea este foarte bine filtrată, vedeți că undeva acolo, pe aproape de axul central al Soarelui, se vede ca un punct negru, vedeți? Aceea e o pată neagră. Acolo e practic o evoluție, o temperatură foarte mare a Soarelui. Da. Așa este, da? La un loc explozii solare, cum se spune, da? Explozii solare. Sunt curios să vedem dacă o să fie noapte, trei zile. Bun, Ladică, ne-am citit doar așa fugitiv astăzi. Am înțeles că sunt autorități care au pus populația să-și cumpere alimente pentru 3 zile, să aibă provizii. Unde a fost? Bun, acum sunt tot felul de site-uri. Poate chiar nu sunt chiar așa oficiale. Citeam... N-aș avea încredere așa. Da, cu siguranță. N-ar striga ca oamenii să aibă și ceva provizii. Că dacă ei nu se obișnuiesc să mai mănânce și mâncare sănătoasă și tot timpul ei mănâncă doar șaorme și KFC, nu-i de mirare că am ajuns... Da. Știi că, uite, poate facem o temă odată. Organizația Mondială a Sănătății a emis o statistică care pe mine m-a pus pe scaun, efectiv. Eram în picioare și m-am pus pe scaun, n-am mai putut să stau, zic. Am început să meditez și să caut informații. Știi pe ce loc este România la consum de alcool? În lume. Pe locul 2. După Congo. Pe locul 2. Destul de mult, da, foarte mult. Pe locul 2. Foarte mult. Nu vreau să intru în amănunt, că depășim tema emisiunii noastre, dar dacă ți-aș spune câți litri de alcool consumă în medie un român, am rămas șocat. Vă sfătuiesc, părinți, să aveți grijă ce le dați de mâncare copiilor voștri, pentru că suntem fruntași la obezitate infantilă. Copiii voștri cresc bolnavi. Aveți grijă ce le dați să mănânce. Mâncărurile astea procesate sau ultraprocesate, evitați-le. Evitați-le. Cât mai puțină pâine, cât mai puține mezeluri din astea ciudate. Mai bine mâncați legume, mai bine mâncați ce vă găsiți la îndemână, mai bine mâncați lucruri mai simple. Pentru că aici sunt problemele noastre. Da. Da. Poate ar fi bine să ne facem ceva niscaiva rezerve, că nimeni nu o să poată să-și facă rezerve de KFC sau de shawarma. Da, așa, niște legume, niște fructe acolo, cred că ar fi bine să ne ajungă câte o săptămână. Mai ales că e vară, sau cel puțin, e primăvară, așa este, dar încă se mai găsesc acum, au început să apară varza, au început să apară legumele din seră, nu din grădină. Unde a venit teoria asta a pământului plat? Repet, între ghilimele teorie. Asta nu are nicio tangență. Un prieten de-al nostru din America, că nu se putea din altă parte, am văzut un interviu cu el. Un om cu multe probleme, hai să spunem românește, multe țigle zburate de vânt de pe casă. Care nu a avut nicio explicație. Nu ne-a adus nicio fotografie. Domnule, rugați-l pe Elon Musk. Că omul-i darnic, are atât de mulți bani încât nu-l mai interesează. Omul ăla lansează sateliți cu miile. Să ne trimitești nocte o poză așa, de când, că vi le trimite. Vedeți că sunt live. Rachetele alea ale lui când se duc sus să lanseze sateliți, e live transmisiunea. Și vedeți pământul cât de plat e. Uitați-vă la el, că uite, și nu puteți să ziceți că nu sunt acolo, că îi vedem, uite, trec toți sateliții, eu îi văd seara, uite, e seara câteodată aici,
afară din casă și mă uit cum trec pe cer toată ziua. S-au împăienjenit cerul cu sateliții lui Elon Musk. Rugați-l pe Nenea Musk. Sau intrați voi, uite că e gratuit. Și vedeți acolo. Ia uite, apropo, ia vezi că sunt live. Ia pune-le, Ciprian, pune imagini live de pe site-ul lor, de la Starlink. Vezi că au imagini live la lansările lor și poate le pui chiar acum în timp ce povestim. Sunt acolo filmări și o să vezi pământul că ți-l arată în toată splendoarea lui. Da, sigur, chiar vedeam ceva recent. Deja acum au lansat, sunt din spațiu, care se transmit în direct din spațiu. Da. Eu aș zice că voi, prieteni, sunteți mult prea înțelepți și și deștepți ca să plecați urechea la toate prostiile astea. Iertați-mă, am tot respectul pentru oameni. Dar sunt cumva cu toată dragostea. Oameni care n-au reușit să termine 12 clase ne spun acum că pământul e plat. Să nu fie plat altceva, da, mă rog. Mai luăm câteva întrebări între timp. Nu uitați, am dat status și la înscrieri pentru conferința Vocea Creștinilor din București pe data de 24-25. Accesați link-ul, dar puteți lăsa pentru când se termine emisiunea să intrați și să vă faceți înscrierea pentru toți aceia care veți putea să fiți parte cu noi. Primul venit, primul servit, locurile sunt limitate. Nu o să avem așa de multe locuri, deci încercați cât posibil, dacă știți, să vă înscrieți cât mai repede. Deja vin și întrebări pe partea de, să zic, politică, război. Marius Bosincean, ne puteți spune dacă Iranul va ataca Israel? Se pare că Israel rămâne singur, tot mai singur, se intensifică și problemele din Israel, parcă am fost acolo, nu am simțit chiar deloc războiul din punct de vedere turistic, tot a fost bine, dar după ce am plecat chiar duminică, nu? Luni dimineața au bombardat o ambasada Iranului. Te rog. Ciprian, dragule, și stimate frate Marius Bosinceanu, chiar la dumneavoastră aici la emisiune, prieteni, am discutat despre faptul că Israel va rămâne singur. Și am spus-o și undeva în noiembrie, decembrie anul trecut și ianuarie, februarie. Sunt emisiunile la voi. Puteți să le revedeți pe Vocea Creștinilor, puteți să vedeți emisiunile de la canalul Genesis, acolo unde sunt adesea. Lucrurile sunt clare, pentru că sunt scrise în Biblie. Israel chiar va rămâne singur. Eu vă tot spun lucrurile astea. Mă mir de ce vă șochează, că vi le-am tot adus la dispoziție. Și v-am și tot spus că Iran va ataca Israelul. Acum au și declarat-o, că nu se vor mai opri, pentru că li s-a încărcat suveranitatea. Biblia vorbește despre asta, prieteni. Dacă știți să citiți atent textele, ele vă vorbesc despre faptul că, și mă doare să o spun, Israel va începe încet, încet să fie pus în această menghină. Menghină extraordinară. Uite aici. Uite o grafică care îți arată exact ce se întâmplă. Vezi? Ce vedeți dumneavoastră în fața acolo, vedeți, este practic luna care se învârte în jurul Pământului și când se intersectează pe traiectorie lucrurile... Sunt imagini luate de pe canalul NASA. Sunt și ei indirect, suntem și noi indirect, le preluăm de la ei așa cum putem, măcar să vedem în direct. Stimați ascultători, suntem în direct și în direct vedem și bucăți micuțe din ceea ce se întâmplă. Deci mai sunt câteva momente, câteva minute, zic eu, din ceea ce văd pe cameră, în care o să vă anunț când e eclipsa chiar totală, când se vede chiar total acoperit soarele. Și atunci o să vină și proba. Să vedem dacă frații noștri, între ghilimele, proroci, au avut dreptate, că va fi întuneric de 3 zile. Da, așa că așteptați cu noi direct. Cum o să scoată ei la cap? Știi cum o să scoată? Auzi, Ciprian, când au venit nenorocirile alea, COVID-ul, toate trăznăile, mi-aduc aminte de
cei de la Bethel, Bethel Church din, din California. Ăștia avuseseră acolo o școală de vindecare. Mă, dar atâta publicitate au făcut, numai vindecătorii și-au de acolo. Cum a venit COVID-ul, nu putea să vindece nimeni pe nimeni. Știi care a fost soluția lor? Dom'le, nu există COVID. Și-au împânzit lumea ca să-și găsească o scuză, că oamenii au început să-i întrebe. Dom'le, dar voi ați scos vindecători cu diplomă. Dacă ca să vezi la ce grad de nebunie a ajuns lumea. Avem vindecători cu diplomă. Ai diplomă? Ce diplomă ai, dom'le? Inginer. Foarte bine. Ce construiești? Baraje. Dumneata, avioane. Dumneata, eu vindec oamenii. Ai diplomă de vindecător? Da, unde ai luat-o? La Bethel. E, așa o să se întâmple și cu chestiunea asta, Ciprian. Să vedem pe unul și-o scoate cămașa. O să vezi că o să zică că nu există soare. Dom'le, noi am zis că se întunecă, dar nu de la soare. Să vezi acum ce teorie o să mai apară. Sunt curios ce o să zic. Unde o să fie alea 3 zile de întuneric? Bun, mergem mai departe la întrebările ascultătorilor. Cine vor fi cei care vor muri în timpul mileniului, ne scrie Marian Jipa. Nimeni nu va muri în timpul mileniului. Absolut nimeni. Este o figură de stil care e folosită. Voi trebuie să fiți foarte atenți, repet, să fiți foarte atenți la conceptele pe care le folosește Biblia. Fiți foarte atenți la conceptele pe care le folosește Biblia. De exemplu, ați văzut că acolo textul pe care voi îl citați vorbește despre cei care vor muri datorită păcatului lor la vârsta de 100 și. Păi dintr-o dată ai văzut că nu e vorba de moarte. Pentru că nu va mai fi păcat. Dar de unde știu că nu va mai fi păcat? Satan a arestat. Ai texte biblice care spun asta. Păi dacă și în timpul mileniului o să fie păcat pe pământ, înseamnă că păcatul n-a dispărut, prieten. Hristos a murit degeaba și înseamnă că în împărăția lui Dumnezeu va fi păcat. Păi cum să mai fie păcat când nu mai e firea pământească în forma în care e acum? În care noi vom fi fost transformați, că așa ni se spune, că la venirea Domnului, într-o clipă, vezi 1 Corinteni 15. Cum să mai fie păcat când Satana nu e pe pământ? Nu poți să ai păcat fără el, că dacă ai păcat fără el, fără Satana și fără emisarii lui, înseamnă că și în împărăția lui Dumnezeu va fi păcat, înseamnă că el a falimentat, a ieșuat. Vă rog să fiți foarte atenți la cum citiți Biblia. Sunt foarte multe figuri de stil, sunt foarte multe analogii care se fac. Nu înseamnă că trebuie toate să le iei literalmente. Pentru că altfel, o să vă întreb, dacă chiar ziceți că totul este literal, Domnul Iisus a zis că dacă mâna ta te face să cazi, tai-o. Du-te, taie-ți mâna. Sau acolo a zis doar, ca și figură de stil. Da, trebuie să fiți foarte atenți, pentru că textul pe care noastră îl citați, stimate frate sau soră, vă spune chiar el. Că e vorba despre o figură de stil și nu despre realitate. Pentru că acolo îți spune, citiți textul cu tot. Cine va muri? Va muri cel care va păcătui. Păi cum? Va mai fi păcat în mileniu? În împărăția lui Dumnezeu? Va fi păcat când Satan va fi arestat? Unii m-au întrebat dacă oamenii se vor înmulți. Nu se vor înmulți. Tot o figură de stil se folosește și acolo. Trebuie să învățăm să citim Biblia așa cum trebuie și să nu mai facem speculații. Pe de altă parte, prieteni, de ce nu vă interesează pe voi ce facem noi acum? De ce ne interesează pe noi ce va fi în mileniu neapărat, dar nu ne interesează cât de exact suntem pe calea lui Dumnezeu acum? Pentru că noi acum avem problema. De ce nu vreți să trecem podul ăla când vom ajunge la el? De ce noi acum avem probleme prin șanțurile prin care ne zbatem și ne gândim la podurile pe care să le trecem peste 20 de ani, să zicem? Hai să ne scoatem din șanț unii pe alții și când vom ajunge la podurile alea, le vom trece atunci. E o vorbă, am încercat să traduc așa cumva. În limba engleză noi folosim adesea. Or cross the bridge when we get there. O să trecem podul ăla când o să ajungem la el.
deocamdată îl avem pe ăstălalt aici. Ne gândim prea departe, prieteni, și noi avem probleme mult mai mari aici. Aici și acum. Creștinismul se duce la vale. Creștinismul românesc se duce la vale. Mișcarea evanghelică se duce la vale. Ne-am umplut de păcat, ne-am umplut de lucruri rele. Nici nu le mai vedem măcar. Asta ar trebui să ne preocupe mai mult. Dragostea celor mai mulți se răcește. Bisericile se golesc. Societatea, mă rog, a ajuns unde a ajuns. Uite ce frumos. Dacă ții imaginea un pic mai mult, o să vedeți viteza cu care luna se mișcă pe cer, apropo. Pentru că o să vezi cum se închide de aici înainte, cât de repede se închide, de fapt, da. Ceea ce voi vedeți aici. Și în viitorul foarte, foarte apropiat o să vedeți doar inelul, acela care se creează în jurul lunii. Și apoi o să înceapă să apară. Dacă, fii atent, Ciprian, dacă începe să se vadă soarele pe partea cealaltă, adică să înceapă să fie invers, așa o semilună, ca o semilună, forma de semilună, înseamnă că cei care au gândit că 3 zile va fi întuneric, trebuie să-și pregătească răspunsurile. Pentru că îi vom chestiona. Pe da. Ce v-ați bazat? Că uite, nu se întâmplă. Bun. Unde scrie despre răpirea bisericii în Biblie? Constantin Petru. Aoleu. Foarte interesantă întrebare, dar mă șochează că dumneavoastră n-ați văzut. Hai să vă citesc, uite că... Dacă măcar un verset, frate, te rog. Unu citesc. Dacă tu mă lași să citesc unu citesc. 1 Tesaloniceni ne spune foarte clar și citesc din capitolul 4. Ascultați-mă. Căci însuși Domnul, 1 Tesaloniceni 4:16. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, mare atenție, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții, cu aceste cuvinte am încheiat citatul. Termenul în limba greacă este harpazo. Harpazo înseamnă ce am spune noi, o extragere, să extragi pe cineva, da? Gândiți-vă la a extrage pe cineva din mijlocul unui necaz. Un corp străin dintr-un alt corp. Harpazo s-a tradus a răpi. Păi e un pic nefericit cuvântul ăsta, pentru că în românește răpire are o conotație negativă, mai degrabă. Dar s-a folosit probabil Dumitru Cornilescu de limba latină, pentru că în Vulgata, atunci când s-a tradus textul acesta în Vulgata, în latină, s-a folosit termenul rapture. Rapture sau, mă rog, ceea ce noi avem astăzi, răpire, ca și rădăcină din latinescul rapture, raptio, sau rapture, mă rog, am ajuns unde am ajuns, da? Uite, ați avut textul citat. Repet, rapture sau raptio în latină, harpazo în limba greacă, sunt rădăcinile, mă rog, de aici din textul pe care l-ați văzut în 1 Tesaloniceni 4. Mergem mai departe. Ce frumusețe da. A creat Dumnezeu, uite ce un spectacol de o frumusețe extraordinară și astronomic și științific, dar mai ales vizual, să vezi, uite, frumusețile create de Dumnezeu. Uite, pentru ascultătorii noștri, vedeți, soarele nouă ni se pare mic, prieteni, și ni se pare mic pentru că suntem departe de el, atât de departe încât lumina, care circulă cu 300.000 de kilometri pe secundă, trebuie să parcurgă o distanță într-atât de mare ca să ajungă la Pământ, încât chiar și cu viteza asta de 300.000 de kilometri pe secundă, luminii îi ia cam 8 minute să ajungă la Pământ. Dacă, uite, în clipa aceasta soarele s-ar stinge, s-ar opri, noi încă l-am mai vedea pe cer 8 minute.
voi vă dați seama, din cauza că atât ia luminii să ajungă la noi, da, care circulă cu o viteză fantastică. Pământul, dacă l-ați pune lângă soare, gândiți-vă la, hai să zicem, un disc cu diametru de 10-15 metri și pământul ar fi cam cât o minge de ping-pong. Dacă ați face așa un cerc de 10-15 metri în diametru, acela ar fi soarele, să zicem, și atunci, ca și raport, pământul e cât o minge de ping-pong. Mai sunt câteva secunde în care soarele va fi, practic, luna va sta în fața soarelui. În Mexic se va vedea, practic, imagine sunt din Mexic, în România altfel se vede la ora asta, însă din Mexic e o eclipsă totală, tot cerul. Bine, nu-i de mirare că au și apărut foarte multe conspirații, pentru că Mexicul, mexicani în general, popor latin, popor extrem de susceptibil, da, emoțiilor, sentimentelor, ei produc foarte multe conspirații și tot felul de gânduri de genul acesta, da? Așa este. Un fenomen extraordinar, într-adevăr. Când te uiți la așa ceva și vezi așa ceva, îți dai seama cât de mare a fost Dumnezeu și cât de mare este El, dar cât de mult a investit în crearea acestui univers. Astfel încât, iată, astre de o mărime colosală să producă astfel de spectacole fascinante din punctul meu de vedere. Dumnezeu a fost bogat nu doar în îndurare, ci și în dărnicie. Ne-a lăsat la îndemână, iată, frumuseți. Frate Florin, deci practic ne suntem acum la o întârziere, nu? De 8 minute? Da, noi vedem în momentul acesta față de soare suntem la 8 minute, dar luna este foarte aproape de pământ. Luna este foarte aproape. Noi vedem aproape în timp real. Da. În timp real, okay. Soarele, lumina soarelui o vedem, dar spectacolul acesta de pe cer este produs de lună, pentru că noi vedem luna care trece practic prin fața soarelui și obturează lumina. Nu-i soarele care se stinge. Da. Uite, acum e practic un filtru. Asta este filtru. Asta se numește corona în limbajul științific. În momentul în care o să vedeți că dispare acea sclipire, uite, chiar acum, asta se numește corona. Vedeți? Ceea ce înseamnă că e acel disc extraordinar al soarelui, luna se suprapune perfect cu discul solar în momentul ăsta. Iată, e o imagine splendidă. O imagine splendidă. În direct suntem pe canalul Vocea Creștinilor, transmitem, sigur, cu o captură de pe alt canal, de la NASA, El Mundo. Mi-am permis să facem lucrul acesta. Asta este, uite, chiar acum e corona, vezi? Asta este corona, da. Este practic alinierea perfectă între lună și discul solar. Extraordinar, fascinant. În direct suntem. Așa se vede practic din Mexic, nu din România. Dacă ar fi să ne uităm din România la această oră, nu s-ar vedea o eclipsă totală, ci parțială. Și ei, practic, ar trebui să vedem în câteva momente cealaltă parte, nu? Lumina din cealaltă parte, din dreapta, dreapta noastră. Acum ne bucurăm cât putem de mult de aceste imagini. Acum toți oamenii de știință, să știți că în momentul acesta ei vedeți acele mici puncte roz pe care le vedeți voi pe discul solar sus. Acele sunt semne ale activității intense a soarelui. Soarele este într-o perioadă de activitate intensă, este un ciclu de 11 ani, să știți, care se întâmplă în activitatea solară și toate astea acolo sunt anomalii, practic, care se petrec pe soare. Dar, mă rog, face parte din creația lui Dumnezeu. El a știut mai bine ca noi de ce l-a lăsat așa. Dar e o frumusețe extraordinară. Oamenii de știință acum toți sunt cuplați aici la aceste imagini și iau mostre de imagine, practic. Frate Florin, în alți ani, dacă mi-aduc aminte, știu că am mai prins eclipsa când eram eu mic, în 90 și
Peste 99, da. Atunci Biserica Evanghelică, cel puțin Biserica Evanghelică, era pe genunchi în momentele acestea, rugăciune. Era biserica, o mare parte din biserică era speriată că ar putea fi ceva, s-ar putea întâmpla ceva. Suntem la o distanță de, 15 ani de acea eclipsă. Da. Cum vedem generația de acum, nu? Eu înțeleg ce spui tu, Ciprian. Atunci oamenii erau mult mai susceptibili acestor fenomene, pentru că nu le cunoșteau pe deplin. Anul 1999 plasa România la o distanță de 9 ani de la Revoluție. Încă o perioadă de tranziție dinspre comunism, atunci când nu eram foarte bine informați. Da. Noi ca oameni. Și nu ni se dădea acces la informație și din cauza asta se întâmpla ce se întâmpla și cum se întâmpla. Având în vedere situația de atunci, oamenii erau mai speriați, mai îngrijorați. N-ar trebui să ne îngrijoreze o eclipsă de soare. Asta parcă stă prea mult în partea, prea mult în întuneric. Nu mai ias odată. Nu-ți face, dacă luna s-ar opri acolo și n-ar mai merge, Ciprian, pământul ar fi resimțit deja un șoc. Pe timpul lui Iosa, frate Florin, spune-ne, a fost o eclipsă totală și atunci? Nu a fost eclipsă, pentru că atunci a fost vorba despre soare care a rămas pe cer. Și acum trebuie, dacă aveți timpul suficient, eu vă voi și explica. Uite că erai îngrijorat. Încet, încet, da. Să se vadă discul solar din nou și din momentul ăsta cei care au crezut în... Lasă imaginea acolo. Oh, deci se vede și la mine. Mă scuzați, nu mi-am dat seama. Așa, bun. Da. Gata. Deja începe. S-a adus cu întunericul de prezint. Haide să-ți explic despre... Te rog, haide să-ți explic cum e vorba cu... Uite aici îți arată cu niște filtre, sunt niște filtre speciale care arată practic discul solar cum începe să vină, filtrează foarte mult lumină. Oamenii de știință, ți-am spus, în momentul ăsta analizează foarte, foarte atent, pentru că ei pot să vadă ca un filtru natural, cu ajutorul lunii, ce se întâmplă pe suprafața solară. Poți să detecteze anumite anomalii care se petrec acolo, poți să beneficieze de informații și așa mai departe. Dar, mă rog, să revenim la întrebarea ta. Când Iosua s-a rugat la Dumnezeu, i-a făcut această rugăciune, oprește-te soare deasupra pământului, oprește-te lună și tu. Evident că soarele nu se mișcă pe cer. Luna nu se mișcă pe cer. Corect. Noi, pământul se mișcă. Corect. Pe cer. Așa e. Și datorită faptului că noi suntem pe pământ, avem senzația că se mișcă soarele sau se mișcă luna. Dacă luna s-ar opri, ar fi un șoc total. Ai fi resimțit în momentul ăsta tu, pentru că luna, dacă se oprește, este influențată în mod imediat gravitația pământului și axa pe care pământul, acel unghi pe care el este înclinat. Prima reacție este un cutremur major, apoi un val tsunami de aproape un kilometru înălțime. Așa că nu ți-ai dori să se oprească luna din mersul ei pe cer. Dumnezeu, gândește-te că Dumnezeu le-a pus într-o sincronizare perfectă, într-o balanță perfectă, ca nouă să ne fie bine. Ciprian, pământul nu putea să fie plat, apropo de întrebarea precedentă. Dacă era plat, n-ar fi văzut nimeni așa ceva. Uite, în teoria, între ghilimele, a pământului plat, este imposibil să ai eclipse de soare și de lună. Înțelegi tu? Da. Nu se poate așa ceva. Nu pot să fie astfel de lucruri. Acum, ca să-ți dau răspunsul întrebării tale, în cazul lui Iosua, noi am avut de-a face cu o expunere mult mai îndelungată a pământului la soare. Cum a fost posibil atâta vreme cât
nu poți să mergi pe pământul, pământul se mișcă și nu soarele, cum poți să obține rezultatele astea? E bine, s-a produs un fenomen astronomic, cei mai mulți dintre oamenii de știință au înaintat această ipoteză, în care chiar în acea zi, axa Pământului s-a mișcat. Axa Pământului s-a înclinat cu cel puțin jumătate de grad. Ceea ce înseamnă că în zona în care este Israelul astăzi, a creat o expunere la soare mai mare. Adică Pământul nu a mai, datorită rotației sale, nu a mai ascuns soarele în locul respectiv, pentru că înclinându-se axa Pământului, dintr-o dată el a fost reexpus, a rămas practic expus la lumină în zona respectivă cu mult mai mult. Istoric, să știți că ziua aceea coincide istoric și analele și izvoarele istorice au confirmat lucrul acesta, coincide exact cu ceea ce a rămas înregistrat în China ca cea mai lungă noapte din China. Ceea ce confirmă încă o dată înclinarea axei Pământului cu încă cel puțin între jumătate de grad și un grad cel puțin, ca să facă posibilă noapte mai lungă în China și zi mai lungă în Canaanul de atunci, în zona Canaanului de atunci. E fascinant cum Dumnezeu, iată, când vrea să împlinească dorințele copiilor săi, dacă e nevoie, mișcă și pământul de pe axa lui. Așa că trebuie să aveți grijă ce îi cereți lui Dumnezeu. Luăm câteva întrebări din nou. Dorina ne întreabă, ziua Domnului va fi după cei 1000 de ani pe care mireasa Domnului Iisus îl va petrece alături de mirele ei? Mai repetă o dată întrebarea? Ziua Domnului va fi după cei 1000 de ani pe care mireasa Domnului Iisus îl va petrece alături de mirele ei? Nu. Ziua Domnului este în momentul în care Dumnezeu vine cu mireasa sa de la nunta mielului în ziua Armagedonului. În ziua Armagedonului avem prima secvență, apoi ultima secvență, pentru că dacă vă uitați atent, Ioel vorbește despre un eveniment, apoi vine Apostolul Petru și discută despre ceea ce a spus Ioel, dar vorbește ca și cum s-a întâmplat în perioada apostolilor sau se va întâmpla în perioada imediat următoare a apostolilor. Ceea ce nouă ne creează ideea aceasta că ceea ce a prezentat Ioel se va întâmpla practic pe un spectru de timp. Va avea o componentă care se întâmplă la Armagedon și ultima când pământul și cerul vor trece cu trosne, când Dumnezeu va șterge practic tot ceea ce este pe pământ, îl va distruge și va crea ceruri noi și un pământ nou. Este scris, va crea ceruri noi și un pământ nou. Scrie Apostolul Petru lucrul ăsta. Da. Miculiț Cristian, am citit că umbra eclipsei trece peste 7 localități cu numele Ninive și 7 cu numele Salem. Bun. Interesantă. Nu sunt la curent cu această informație. Dar e foarte interesant. Acum trebuie să înțelegem că din punct de vedere scriptural, orice eclipsă ea reprezintă ceva. Nu știm însă, nu putem să facem speculații. Nu cunoaștem voia lui Dumnezeu. Cert este că el a vorbit mereu prin asta. Ce a vrut să ne transmite, nu știm, pentru că oricum această eclipsă este pentru Mexic, nu e pentru noi aici. Eclipsa de soare nu se vede aici la noi, se vede în Mexic. Da. Ne scrie Adriana Tampei, în SUA bisericile sunt pline, dar din păcate în biserică, așa cum ați spus, dragostea se răcește tot mai mult, aproape că lipsește. Foarte trist în special. Putem face ceva în privința asta? Biserica, dragostea celor mulți se va răci. Stimată soră, faceți ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. I-a strâns pe-ai lui la oaltă. Domnul Iisus Hristos n-a avut 10.000 de oameni.
Poate ar trebui să învețe și mega church-urile de astăzi, din asta. De ce oare Domnul Iisus, care era Dumnezeu, care era Creatorul, a preferat o biserică de 12? Asta era biserica. Încă nu era formată biserica, dar să spunem, era prerecuzita a ceea ce urma să fie biserica. El a avut 12 ucenici. De ce doar atât de puțin? De ce nu și-a luat 100? De ce nu și-a luat 1000? Să știți că părtășia și adevărata legătură, adevărata frățietate, adevărata camaraderie nu se face când sunteți la un loc 50.000, ci mai degrabă când sunteți 10-15. Ce trebuie să faceți? Siliți-vă să aveți grupuri de casă. Siliți-vă să aveți prieteni, să vă faceți prieteni, să strângeți rândurile cumva. Ser de rugăciune, dar nu la biserică, acasă. Să vă întâlniți, uite, să mâncați o supă împreună. Știu că românilor de toate categoriile le place grătarul. Toți prietenii mei, când vor să-mi facă o surpriză, mă invită la grătar, nu la supă, nu la tocăniță. Tot timpul îi zic, fac un grătar. Și atunci, uite, voi, pentru că oricum vă plac grătarele, faceți un grătar. Dar chemați-i, stați împreună. Pentru că altfel, eu vă înțeleg că bisericile sunt pline. Dar hai să vă întreb ceva, sunt pline de tineri sau sunt pline de voi, nostalgicii vremurilor de altădată? Pentru că dacă sunt pline de voi, nostalgici, vremurilor de altă dată și copiii voștri nu vin, înseamnă că ați eșuat. Nu din cauza că se va răci dragostea celor mai mulți, ci pentru că voi n-ați avut grijă să o înflăcărați. Noi n-am avut grijă să ne înflăcărăm. De aceea vă întreb, că eu știu ce întreb. Este plină biserica sau sunt pline bisericile despre care vorbiți de tineri? De tineri și părinții lor? Sau mai degrabă de părinții și nostalgicii vremurilor trecute? Dacă da, atunci întrebați-vă de ce. Întrebați-vă ce tip de învățătură se spune acolo, de ce tinerii nu aderă, de ce nu mai vor să vină, sau dacă vin cu dumneavoastră, vin pentru că sunt forțați, sau vin pentru că nu vor să vă supărați voi. De unde știți că ei chiar sunt pasionați? Ia uitați-vă. Tinerii voștri și-au notițe la predici. Pe un caietel acolo, pe tabletă, pe telefon, își mai pun câte un gând. Să zică, domnule, uite, m-a cercetat ceva, am avut ceva, că dacă nu vin să învețe la biserică, ei poate vin din respect pentru voi, poate vin să vadă câte o fată sau câte un băiat, poate vin să vadă gașca, s-ar putea, chiar dacă sunt cu voi, să nu fie de fapt cu voi. V-am pus la dispoziție câteva versiuni, așa. Trebuie să analizați cu claritate de ce se întâmplă ce se întâmplă și apoi să găsiți soluții. Soluția stă în relația dintre noi, să știți. Să fim un trup. Dacă noi nu mai suntem un trup, degeaba suntem indivizi separați. Manuela Dedu, frate scump, eclipsa are legătură cu plaga care a fost în Egipt și cu potirul care este vărsat peste scaunul de domnie a fiarei? Vedeți, acestea sunt doar speculații pe care nici nu știu de unde le extrageți. Cel mai probabil ați văzut vreo emisiune sau vreun tinerel din ăsta care are nevoie de bani și a făcut niște animații din astea frumoase, le-a pus acolo pe YouTube, a pus o muzică din asta dramatică, cinematic, dramatic, așa, și dintr-o dată v-a impresionat. N-are nicio treabă. Eclipsa este un fenomen astronomic care se produce extraordinar de mult. Uite, faceți-vă un serviciu și intrați pe Google și scrieți sau pe site-ul NASA și vedeți a câta eclipsă a fost asta în ultimii 10 ani. Și o să rămâne surprins că sunt sute. Da. Ar fi avut o conotație extraordinară și într-adevăr ne-ar fi uimit. Să știți că în lumea rabinică noi cercetăm lucrurile acestea. Nu vreau nici să vă... pentru că s-ar putea la un moment dat să mă auziți și pe mine, și pe Daniel Stanger, și pe ceilalți. Da? Când aceste eclipse vor fi sincronizate cu sărbătorile iudaice, pentru că... Da, de pe ce mă bazez? Calendarul evreiesc este un calendar lunisolar.
așa se numește. Calendar lunisolar înseamnă că el ține cont și de lună și de soare. Calendarul gregorian și calendarul iulian, eu v-am mai explicat, chiar lunea trecută. Sunt calendare exclusiv solare. E, și sărbătorile evreiești de obicei sunt calculate să cadă mereu în funcție de mișcarea pe cer a soarelui și a lunii. Mișcarea însemnând cum suntem noi expuși la lună și la soare, dar hai să spunem că ele se mișcă pe cer ca să fie mai ușor de înțeles. E, când se calculează aceste calendare, se iau în calcul aceste poziții. De aceea, când veți vedea o eclipsă vizibilă la Ierusalim, sau când veți vedea o eclipsă de soare sau de lună, care este, și mai ales de lună, nu de soare, o eclipsă în sângerie, care este sincronizată cu sărbătorile evreiești. Știți care sunt cele 7 sărbători evreiești? Dacă nu le știți, le găsiți în cartea Levitic. Citiți-le. Dacă ele sunt suprapuse cu acele sărbători, atunci da, sunt chestiuni de o însemnătate majoră. Repet, de o însemnătate majoră. Dar deocamdată asta e în Mexic și nu are nicio treabă cu sărbătorile evreiești. E mai degrabă o sărbătoare mexicană. Să știi că eu nu mai aud, Ciprian. Mergem mai departe, l-așteptăm în fiecare moment, va veni alături de noi și fratele păstor Daniel Stanger. Este deja cu noi numai puțin, așa este. Daniel, ne auzi, ne vezi? Sau ai ochelari de eclipsă? Am ochelari de eclipsă, deși aici nu se vede eclipsa. Bună seara, pace! Bună seara, Daniel, pace! Shalom, shalom! Te salut! Daniel, dacă dai puțin, foarte puțin calculatorul mai jos sau camera, foarte puțin. Așa. Bun, Daniel, ce se vede în Israel? Spune cum se vede în Israel eclipsa, dar nu ne interesează atât de mult eclipsa cât situația din Israel și mai pe urmă trecem la ale noastre. Eclipsa nu se vede de aici. Chiar m-am uitat pe internet să vedem din ce țări se vede și nu se vede de aici, dar nu numai că nu se vede din Israel, e și norat la noi, adică a plouat, astăzi plouă, mâine, noaptea asta și nu prea se vede luna deloc, deci nici eclipsă, nici lună din cauza norilor. Dar hai să mergem la situația din Israel. Daniel, mi-este dor de peleninajul din Israel, în care am fost împreună cu am fost 41 de persoane. Încă mai mă uit pe poze, încă răsuflu greu, aducându-mi aminte de săptămâna trecută, în care am fost împreună și am vizitat multe locuri frumoase din Israel. Cel puțin pentru mine, eu nu am simțit niciun război acolo față de acum 2 ani când a fost cu altă echipă, privat, cu familia. Tu, probabil, fiind acolo, te-ai obișnuit. Care este starea de acum acolo? S-au mai intensificat, am înțeles, s-au mai bombardat ambasade în Israel? S-au mai înrăutățit lucrurile și ce ai pregătit pentru noi? Pentru că vara aceasta avem vară, toamnă, mai avem 2 excursii pentru aceia care s-au uitat la noi, ne-au privit, au spus, da, vreau să vin și eu data viitoare. Dacă ne poți da niște date și să vedem cum putem să înmulțim echipa care va veni și în vară și în toamnă. Te rog! Dacă ție ți-e dor și probabil că și celor care au fost cu noi vă e dor, mie cu atât mai mult. Pentru că am stat 6 luni fără să ghidez și pentru mine mai mult decât ghidare e păstorire și chiar așa și grupul este lucrul ăsta. Deci și mie mi-e dor, mi-e tare dor și aș vrea să mă am din seara asta din nou, dar nu se poate, așa că mai putem să așteptăm până când se va putea veni din nou dacă Domnul va îngădui astfel de vremuri. Sigur. Referitor la situația din Israel,
într-adevăr, în urmă cu câteva zile a fost bombardat o parte a ambasadei iraniene din Siria și atunci au început, să spunem așa, să se escaladeze lucrurile. Au venit amenințări din partea Iranului, care nu sunt primele. Acum știți lucrul ăsta și au mai fost și or să mai fie, însă deocamdată nu a apărut nimic nou. Deși Israelul a hotărât, să spunem așa, anularea unor concedii a persoanelor din armată și din rezerviștii din Israel. Însă lucrul acesta s-a întâmplat și în trecut, pentru că la orice amenințare care a venit, acestea au fost primele măsuri de securitate care au fost luate. Deocamdată este liniște și pace, deci nu sunt altfel de lucruri, să spunem așa, diferite față de cum a fost săptămâna trecută când voi ați fost. Și sperăm să nu escaladeze lucrurile, mai ales că astăzi s-a întors o echipă de la ședința din Qatar, care a avut loc tot cu privire la, să zicem, un proces de pace și de încetarea focului, iar acum și Israelul, cât și America, cât și Qatarul, Egiptul se declară foarte optimiști cu privire la acest tratat de pace care s-ar putea să intre în vigoare mâine sau poimine pentru 6 săptămâni, însă acum mingea a fost deja dată organizației Hamas, care ei trebuie să decidă dacă sunt concludente, să spunem așa, măsurile și toate cererile Israelului. Însă revin, se pare că se crede că are mai mare succes față de celelalte încercări și atunci vor fi cel puțin 6 săptămâni de repaus total, iar Iranul a declarat că va respecta acest tratat de pace de 6 săptămâni dacă se va aproba, cât și Hezbollah, deci nu vor fi probleme nici din partea de nord, nici din partea de sud. Însă acum noi știm că de regulă cel care conduce lumea aceasta este tatăl minciunii și nu știm exact ce se va întâmpla și cum se va întâmpla și ne avem încredere în Dumnezeu. Pentru că chiar subiectul emisiunii pe care o dezbateți acum este ce se va întâmpla cu zilele din urmă. Știm că vor fi vești de războaie și toată lumea a spus că atunci când a fost primul război mondial va veni sfârșitul, apoi al doilea război mondial, războiul de 6 zile din Israel va fi sfârșitul lumii. Când a început războiul acum 6 luni, și apropo, ieri s-au împlinit 6 luni de când a început războiul din Israel, de pe data de 7 octombrie, era 7 aprilie, au fost foarte multe documentare de aducere în minte și de comemorare a victimelor care au murit în 7 octombrie și până acum. Deci nu știm ce ne va aduce ziua de mâine și chiar nu știm dacă amenințările, să spunem așa, vor fi reale, pentru că alte guri spun că țările de jur împrejur nu vor intra în război dacă Iranul declară lucrul acesta, dar revin până la proba contrarie. Știi, Domnul e în controlul tuturor lucrurilor. Noi știm lucrul acesta și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ne încredem în această promisiune a lui Dumnezeu menționată în Scriptură și numai aceasta. Referitor la ce pregătim, Vocea Creștinilor pregătește încă 2 pelerinaje anul acesta. Unul este în august, Israel și Iordania. Am început înscrierile și avem deja destui oameni înscriși. Dacă continuăm așa, s-ar putea ca în 2 săptămâni să nu mai fie niciun loc liber. Deja. Și cum am spus, o să ne gândim dacă va fi cazul de al doilea autocar sau de altceva pe viitor. Iar pentru a doua perioadă a toamnei, ne gândim la luna noiembrie, dar încă nu avem date sigure. Săptămâna aceasta probabil că o să avem date sigure și pentru al doilea din noiembrie. Iar dacă sunt oameni care n-au concedii în perioada respectivă, nici în august și nici în noiembrie, și la anul pregătim cu ajutorul Domnului și chiar anul acesta, deci noi avem următorul pelerinaj în mai, așa că noi ne rugăm în continuare pentru pace și ne rugăm ca Domnul să ne ajute cât va fi posibil să putem să facem aceste, să zicem așa, un fel de conferințe pastorale. Hai să zicem așa, cu toate că, pentru mine, spun sincer, Daniel, și cred că poate că ne ascultă cel puțin cei 39 de persoane care au fost cu noi, nu te-am simțit ca și ghid, te-am simțit ca și un păstor în care ne-ai înfiat pentru o săptămână
Am avut părtășii frumoase, am avut rugăciuni, am avut cântări, ne-am rugat. Am avut o biserică, să zic așa, o biserică, caravana, cum, nu știu cum să zic, o biserică mobilă, așa, biserică mobilă, cu un pastor care ne-a fiat pentru o săptămână. Am avut botez în care Dumnezeu a schimbat inima a două suflete, a unei surori de-a noastre și a unui frate de-a nostru și care a făcut legământ cu Domnul acolo. A fost un miracol și am simțit cum Dumnezeu după 3 ani în care slujim aici împreună cu frații noștri, cu fratele Florin, cu fratele Lază și toți aceia care au fost aici ca și vorbitori, ca și mesageri. Vedem rezultate după 3-4 ani de slujire, oamenii au primit învățătură și au participat cu noi și s-au împăcat cu Domnul. Pentru mine asta e pentru mine și pentru că cred că pentru fiecare invitat, pentru fratele Florin, fiecare unul au dat, și Domnul a făcut să crească fiecare plantă care a fost udată. Așa și sufletele celor care au fost cu noi, Dumnezeu le-a schimbat și am avut și un botez. Așa că nu ați fost, Daniel, nu ai fost un ghid, ai fost un pastor pentru noi, așa că oricine vine, o să simtă o atmosferă de biserică. Chiar și așa, caravana Vocea Creștinilor în Israel, am fost o biserică acolo. Noi am numit-o, dacă ți-mi minte, la Grădina Mormântului, când am luat cina, am spus acum nu luăm cina fiecare în biserica lui, ci acum luăm cina cu biserica Vocea Creștinilor. Așa numit-o. Într-adevăr, deci s-a simțit unitate, s-a simțit binecuvântare, s-a simțit Duhul lui Dumnezeu prezent cu noi. Și pentru cei care nu au văzut filmulețul pe care l-ai postat cu botezul, într-adevăr un frate din România mi-a zis, cred că a doua zi sau a treia zi, că s-a pregătit hainele și a venit special pentru botez, deși nu ne-a anunțat dinainte nici pe tine și nici pe mine. Însă în apa botezului când am fost, dacă ții minte după ce am spus, am întrebat dacă mai e cineva înainte să facem botezul și atunci doamna a izbucnit în lacrimi. Doamna se uită la Vocea Creștinilor și nu este a fost ortodoxă. Ortodoxă, da. Da. Și pe mine m-a uimit cercetarea Duhului Dumnezeu pe care a avut-o cu o zi înainte. Am vorbit cu dânsa, eram la Nazaret, mâncam masa de prânz acolo în centru acela comercial și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât și sora care a fost cu dânsa în cameră, i-a vorbit de Domnul în perioada asta, s-au apropiat așa de mult, au rămas prietene, putem să spunem, pe veci acum. Așa sora a pregătit Dumnezeu. Claudia. Da, așa a pregătit Dumnezeu și statul în cameră, deci partenerul de cameră l-a pregătit Dumnezeu mai dinainte de crearea lumii și stăteam de vorbă cu dânsa și era atât de entuziasmată de ce se întâmplă și de pelerinaj și de grupul, pentru că dânsa nu era obișnuită să meargă cu oameni pocăiți într-o astfel de excursie. Și chiar vorbeam cu dânsa și formă când am văzut-o că e zbunit în lacrimi și, dacă ții minte, chiar și în timpul botezului plângea și chiar după botez, în timp ce ne-am rugat, deci ștergea lacrimile continuu. De s-a simțit cercetarea Duhului Dumnezeu și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că așa-i, amin. Dacă spuneam cu alte ocazii, spuneam oamenilor să știți că Domnul lucrează în timpul pelerinajelor, deci acum chiar s-a văzut că Domnul lucrează în timpul pelerinajului și cred că tu erai, Ciprian, live, dacă nu mă înșel atunci, sau ceva de genul ăsta, deci că erau anumiți frați care se uitau și nu știau ce se întâmplă. Deci cum sora s-a ridicat cu prietena dânsei și au plecat să se schimbe imediat și noi am început să cântăm o cântare nepregătiți ca să umplem timpul cu ceva până când dânsa se schimbă și vine. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de momente, mie îmi place să le numesc întâlniri divine. Așa-i. Și cred că vă spuneam când eram în fața scălătorii Bethesda că Domnul ne cheamă pe fiecare să avem astfel de întâlniri divine, iar dacă în Israel nu vii și nu ai o astfel de întâlnire divină, degeaba ai venit. Și eu provoc oamenii la întâlniri divine în Țara Sfântă să-și pregătească inima, să-și deschidă inima și tot ce pregătește Dumnezeu pentru noi este numai pregătirea inimii pentru astfel de întâlnire divină și sunt tare recunoscător lui Dumnezeu, sunt tare recunoscător Vocii Creștinilor care a pregătit acest eveniment și într-adevăr îi așteptăm pe toți să vină cât mai este har, pentru că
Și astăzi dimineața m-a întrebat cineva, frate Daniel, se poate veni în Israel? Zic, noi am fost săptămâna trecută, a fost bine. Ce e mâine, nu știu. Dar eu nu cred că trebuie așteptat la infinit, că acesta s-ar putea să fie începutul sfârșitului. Și poate că mai durează, poate că în august putem să facem pelerinajul cu vocea creștinilor, poate în noiembrie nu mai facem, poate anul viitor nu mai facem, nu știu. Revin, ziua de mâine nu e a noastră, deci nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Noi ne facem planuri pentru că așa suntem noi oamenii, dar Domnul dispune de planurile noastre. Și cred că este înțelept să ne facem planuri, e înțelept să-L punem pe Dumnezeu la încercare și putem să continuăm cu astfel de planuri. Iar revin, Domnul știe mai departe dacă acestea se vor duce la bun sfârșit sau nu, dar noi avem datoria să ne facem planuri și să le punem toate în mâna Lui. Noi ne rugăm mult pentru lucruri și cred că înainte să veniți în Israel, dacă ții minte, frate Ciprian, ai trimis pe grupul de WhatsApp la un moment dat un mesaj video în care ai spus: vă provoc la post și la rugăciune pentru pelerinajul pe care îl vom avea, ca Dumnezeu să ne protejeze, Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Lui. Și într-adevăr s-a văzut faptul că oamenii s-au rugat, cred că oamenii au postit și lucrul acesta a fost planificat dinainte, dar nu numai verbal și, să spunem, financiar, ci a fost planificat și din punct de vedere spiritual. Și pentru asta toată lauda și gloria lui Dumnezeu. Pentru toți aceia care întrebați de preț, dată, ce se va vizita în august 20-27, am pus link-ul, am postat, studiați, nu o să pierdem acum timp să vă spunem toate detaliile. Este un pachet turistic atât de normal precum sunt oricare alte pachete turistice din România spre Israel, sunt prețuri normale, la care vă rugăm să intrați pe elnifla.tours.com/tours/91. Acesta este pachetul pentru august. Dacă nu, luați numărul de telefon. Este acum în chat, l-am postat alături de link. Fratelui Daniel, scrieți-i pe WhatsApp, sunați-l mâine, voi mâine băziți-l așa puțin. Nu că n-ar avea el de lucru, care foarte mult de lucru, dar își face prioritate să vă răspundă. Dacă nu vă răspunde la telefon, sigur vă răspunde la mesaje WhatsApp. Este atât de bun încât își face timp să vă răspundă. Pentru că are o inimă de păstor, nu de ghid turistic. Încă o dată, intrați pe link, studiați oferta, uitați-vă ce va fi pentru august. Deci vor fi 2 zile în Iordania și 3 zile în Iordania și 5 în Israel. Trebuie să mai studiezi și tu puțin, Ciprian. O mai studiez, dar uite, când am venit acasă săptămâna trecută în emisiunea cu fratele Frâniu, știam ce zi este și nu mai știam dacă este sărbătoarea Învierii sau sărbătoarea Nașterii. Atât de bulversat am fost după ce am venit acasă. Practic în acea zi când am și ajuns acasă. Așa că se mai întâmplă. Apropo, nici nu am simțit, eu nu prea am simțit sărbătoarea Învierii acolo, pentru că practic a fost sâmbăta când noi eram cam pe drumuri, nu? Așa e, și duminică, exact, voi ați fost în ultima zi, duminică, ați avut avionul seara, exact în ziua Învierii, să spunem așa, cei care sunt în Anglia, în alte părți, în America, în Canada, ei au sărbătorit Învierea Domnului. Însă evrei mesianici sărbătoresc Învierea Domnului de Pesach, care, apropo, pentru că tot vorbea fratele Florin și am văzut și câteva mesaje referitoare la faptul că mâine începe luna Nisan a calendarului evreiesc, este prima zi a lunii Nisan, prima zi a anului religios, de fapt, și luna aceasta, deci pe 14 Nisan, dacă de mâine numărăm 14 zile, începe Pesachul, când de fapt Domnul a fost răstignit, a avut loc sacrificarea mielului de Pesach și apoi învierea, tot în această perioadă a avut loc, nu cum o sărbătoresc nici creștinii din Europa sau din America și nici creștinii din România. Deci una dintre întrebările pe care am primit-o și când ați fost în pelerinaj a fost: când sărbătoresc evrei mesianici învierea Domnului? Deci atunci ar trebui celebrată, deci, de Pesach, într-una dintre sărbătorile Domnului, care e foarte importantă. Așa este. Frate Vladimir, spune puțin despre cum vezi situația din Israel. Încurajez din nou la pelerinaj. Bun, încă o dată, sunt persoane, și chiar acum ne scriu, persoane care spun dacă este riscant, nu este. Acum, până la urmă,
vedem ce va fi atunci. Daniel, te rog. Da, dacă e riscant să mergem în Israel. Niciodată nu va fi riscant pentru turiști. Israelul are un renume și renumele ăsta cred că e unic în lume. Și anume, turiștii sunt prioritatea numărul 1. Ce se întâmplă militar și ce se întâmplă politic acolo nu are a face cu turismul. Când va fi suficient de periculos, Israelul o să se spună el ca și stat, nu mai veniți, e un pic riscant. Dar câtă vreme Israelul a zis se poate, cât guvernul a garantat, credeți-mă că nimic nu... nu, bine, niciodată să nu spui niciodată, dar este într-atât de bine monitorizat și pregătit, pentru că ori tu ai simțit că m-ai întrebat și tu, Ciprian, și ai văzut cum stau lucrurile acolo, nici nu simți războiul, pentru că oamenii ăștia nu se joacă acolo. Israel nu e ca în România, să ți se zică una și să se întâmple alta. Dacă s-a spus este liber, este liber. Când ei vor considera că e riscant, nu-ți mai dau drumul înăuntru. Dacă aveți posibilitatea financiară, nu amânați. Mergeți în Israel să simțiți ce simte un evreu când calcă pe pământul ăla. Să adulmeci în nările tale aerul pe care l-a respirat Domnul Iisus. Să mănânci din mâncarea aceea. Să calci pe acele cărări și locurile pe unde el a mers. Este fascinant. Biblia se vede cu alți ochi. Și Daniel este un om care, v-am spus, nu este doar ghid, este și păstor. Asta este un avantaj foarte mare și e rar să întâlnești așa. De obicei, ghizii acolo, ei sunt, cum să spun, catolici cu catolici, ortodoxi cu ortodoxi și... Când ai însă un păstor, îți va spune lucrurile așa cum le spune Biblia. Beneficiați de lucrurile astea și dacă aveți posibilitatea, acum duceți-vă, că nu știm ce se va întâmpla. Mâine, poi mâine, îți poate spune guvernul israelian, nu se mai poate, închideți, nu mai putem să venim și s-a terminat. O să vreți să mergeți și nu mai puteți să mergeți. Deci, din punctul ăsta de vedere, Ciprian, cred că am dat același răspuns pe care l-am dat întotdeauna, așa, anume... Dacă ți s-a dat green light de la guvern că se poate, atunci nici nu trebuie să vă faceți griji. Da, și eu sunt de părerea asta, și eu sunt de părerea asta pentru că revin. Deci turismul n-a fost închis niciodată, chiar din 7 octombrie. Deci au fost pe aici pe acolo. Eu am fost, cred că la 1 noiembrie, dacă nu mă înșel, am fost la Zidul Plângerii să fac un filmuleț pe canalul nostru de YouTube și acolo am întâlnit 7 sau 8 turiști chinezi care erau acolo. Deci tot timpul au fost turiști și turismul n-a fost interzis niciodată, nu ca în timpul coronei, când s-a spus că nu ai voie să intri în Israel. Acum tot timpul s-a intrat și acum, pentru că când am fost cu grupul Vocea Creștinilor, un singur obiectiv a fost închis din celelalte, iar restul, chiar dacă au fost închise, l-au deschis pentru noi special. Și Ciprian e martor, iar alți oameni am dat telefoane peste telefoane și până la urmă ne-au deschis. De ce? Pentru că eram grup de turiști și au deschis special pentru noi. Deci, iar în Ierusalim, de exemplu, peste tot este armată, peste tot este poliție, oamenii nu s-au simțit mai siguri ca acum niciodată. Deci nu poți să-ți pui problema asta. Și așa e cum spunea și fratele Florin. Deci pentru turiști statul are o grijă aparte. De ce? Pentru că Israelul trăiește din turism. Și da. Oamenii au venit și vor veni tot timpul în Israel pe baza turismului. Deci din punctul meu de vedere, oamenii se uită la știri și de asta le este teamă. Chiar acum filmulețul pe care l-ați făcut ultima dată, Ciprian, împreună cu Sorin, arăta că noi am fost în orașul vechi Ierusalim, ce am spus, Zidul Plângerii, și erau toate magazinele închise. Și chiar cineva m-a întrebat în orașul Ierusalim, de ce sunt magazinele închise, că înseamnă că e război. Dar era 7:30 dimineața. De asta erau închise, că noi ne-am trezit, am avut o zi lungă și
Nu deschisese nimeni, că magazinele se deschid la 9, la 10 și stau până la 9, 10 seara deschise. Deci de asta erau închise, nu datorită războiului. Cel puțin am prins ziua de vineri, Ramadan, în care noi eram minoritate pe, pe acele drumuri, în care ei erau o majoritate de 99% pe toate drumurile. Și dacă mai stăteam încă o oră, musulmanii, cred că nu mai puteam să ne mișcăm. Da. Au fost momente în care ne-au scos chiar polițiștii, ne-au ocolit puțin să nu mergem printre ei ca să nu ne pierdem, ci pur și simplu ne-au zis, ok, luați pe această cărare, cu siguranță ajungeți la Zidul Plângerii fără să mai mergeți calea lungă, ocoliți puțin să nu mai mergeți prin acest șuroi de oameni care mergeau la moschee printre musulmani. Bun, pe același motiv, Ian, pe același motiv, deci cum spunea fratele Florin, deci Israelul a grijă de turiști, ne-au făcut un culoar special ca să mergem, să nu avem probleme dacă se vor crea probleme cu ei, da. Nu a fost niciunde, nu am simțit personal, nu am simțit deloc război, nu am văzut mai multe tancuri, n-am văzut mai multe arme, polițiști mai mulți decât acum, am fost 2 ani și atunci m-am întâlnit cu fratele Daniel, tot a fost normal. Asta însemnând că statul Israel are grijă de turiști, dar și partea izraeliană, și partea palestiniană, și musulmanii au grijă ca să merg și să fie în siguranță ca și turist, pentru că de la noi vin banii spre ei și ar dori să cumperi din magazinele lor și la musulmani și ar dori să mănânci la restaurantele lor și s-ar bucura să mergi. Pentru că 5 luni, eu chiar vorbeam cu cineva de acolo care mi-a spus, da, statul Israel n-au avut bani să de poate chiar șomaje și așa mai departe cetățenilor. Așa că nu au treabă cu turiștii. Bun, ascultătorii ne spun, frații noștri din America, Michigan, 3 sferturi deja, soarele este acoperit de lună. Deci eclipsa este 3 sferturi acoperit. Acum este... Nu mai are cum să fie. Poate că mesajul a venit mai devreme, că dacă în Mexic păi s-a nu știu terminat, acum. Asta deja în Michigan, în America. Mexic e chiar la sud de Statele Unite. Ok. Să vă duce treptat definitiv. Da. Sigur. Încet, încet merge spre încheierea acestei emisiuni. Încă o dată concluzionăm, frate Daniel, îți mulțumim pentru încă o dată în numele grupului, în numele comunității Vocea Creștin, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi ca și ghid, ca și păstor și ai făcut o lucrare minunată. Toți aceia care sunteți interesați, postăm din nou link-ul, studiați-o, sunați, trimiteți mesaj dacă aveți interes pentru luna august acestui an, dacă nu în toamnă spre iarnă, noiembrie, undeva noiembrie-decembrie, dar o să revenim și cu cealaltă parte cu link-ul și data din noiembrie-decembrie. Totodată nu uitați, am început și în această seară, am dat start un scriere pentru conferința Vocea Creștinilor din București, o să repostăm și după emisiune. Luați-vă timp dacă sunteți din București, din zonă și vreți să participați la conferința Vocea Creștinilor alături de fratele păstor Florin Antonie, fratele păstor Lazar Gog în 24-25 mai. Înscrieți-vă din această seară, primii 10 o să anunțăm data viitoare, nu am uitat încă să vedem dacă sunt cel puțin 10 înscrieri, dar data viitoare anunțăm și la conferință aveți ceva cadou din partea mea. Vă mulțumesc. Frate Neriel, îți mulțumesc pentru timpul acordat comunității, frate Florin de asemenea. Am avut un timp fain, minunat în această seară, am văzut eclipsa în direct, am discutat, am comentat pe seama asta cum că unii ar crede că pe 3 zile ar trebui să luăm provizii, ar trebui să mâncăm. Iată că deja soarele se vede, nu s-a făcut. Deci faceți un pic de sport, alergați puțin, nu mai mâncăm prea mult, că prea multă mâncare nu-i prea bună. Așa este. Domnul cu voi, acolo unde sunteți, nu uitați, suntem vocea Lui Dumnezeu pe pământ, suntem vocea creștină. Seară plăcută, Domnul cu voi!